Salut și bine te-am găsit! Astăzi voi arăta cum îți poți prepara acasă o băutură savuroasă. Sangria cu vin roșu și busuioc, ideală pentru o zi relaxantă în curte. Ai nevoie de următoarele ingrediente. Înainte de preparare câteva ore, taie un măr și o portocală cu bulețe, pune-le în carafă, adaugă ghimbir, apoi acoperă-le cu o treime din vin și lasă-le în frigider la macerat timp de 2-3 ore. Acum ne vom apuca de preparare, dar înainte de asta va trebui să ne asigurăm că avem totul la îndemână. Carafă, pahare, instrumente și bineînțeles ingredientele. Pune în carafă frunzele de busuioc, stoarce sucul de la o lămâie și o portocală, apoi adaugă vin, vermut, gheață, iar acum amestecă cu o linguriță. Vom decora paharele cu coajă de portocală și busuioc proaspăt. Aceasta a fost rețeta de sangria cu vin roșu și busuioc. Dacă ai alte rețete pe care doresc să ți le prepar, lasă în comentariile tale mai jos.